Și-a ucis soția și apoi a vrut să-și pună capăt zilelor. E povestea unui cuplu din Botoșan care după ani petrecuți în Italia s-a întors în țară. Inițial cu gândul că vor avea parte de o viață liniștită. Doar că bărbatul a devenit extrem de gelos, iar în casa lor nu era zi fără scandal. Chiar a montat camere de supraveghere în locuință pentru a o spiona pe femeie. Ultima ceartă a degenerat și individul și-a omorât în bătaie soția. Apoi a plecat cu mașina și a intrat într-un copac. Fiul lor a descoperit grozăvia. Vă avertizez că urmează imagini cu puternic impact emoțional. Atacul sângeros s-ar fi petrecut la primele ore ale dimineții lângă Botoșani. Bărbatul de 51 de ani și-a lovit brutal soția până a lăsat-o fără suflare întinsă pe podea. Ar fi încercat să se apere, dar a mai apucat doar să strângă la piept o icoană. Descoperirea macabră a fost făcută de paramedici după ce fiul a cerut ajutor pentru că femeia nu răspundea la telefon. Am bătut la geam la dormitorul ei, nimic, și a realizat că era mai bine să chemă șmurd. Șmurdul ăla a intrat. Da, era mama pe jos. Am vorbit cu mama seară, m-a sunat când am văzut în oraș, mi-a văzut mașina și a spus că mă iubește. Bărbatul a fost găsit la 10 km distanță, încarcerat în mașină la ieșirea din localitatea Ipotești. Intrase frontal într-un copac și nu ar fi scăpat cu viață dacă un șofer nu ar fi observat mormanul de fiare de pe marginea șoselei. Pompierii l-au scos din interior după ce au tăiat și au îndepărtat o parte din caroseria mașinii. Acesta a fost preluat de către echipajul medical și transportat la spital. M-a întrebat dacă avea depresiune sau ceva, pentru că semnele arătau că o încerca sinucider. Nu credea că este arăbit. Da. Familia a locuit mai mulți ani în Italia. Femeia era casnică, iar bărbatul șofer de tir. Pozau deseori într-o familie fericită. Totul s-a schimbat radical după ce au revenit în țară. Bărbatul devenise foarte gelos. Nu era violent fizic, însă deseori bea peste măsură și căuta scandal din orice. Pentru a-i supraveghea pe fiu și pe soție, a decis chiar să monteze camere video în casă. Fiul lor a luat decizia de a se muta de acasă înainte de sărbători după un alt episod furios al tatălui și spera că astfel părintele lui să se schimbe. Vecinii sunt șocați de tragedie. El era o persoană bună, blândă. Nu, nici nu ne-am așteptat la așa ceva. Firul evenimentelor are încă multe scene lipsă. Primul apel la 112 a fost în jurul orei 5 pentru a se anunța accidentul. Agenția a încercat rapid să ia legătura cu familia, însă doar fiul a răspuns la telefon. Pentru că i s-a părut ciudat că mama e de negăsit, la ora 9 s-a forțat și ușa casei, iar trupul femeii a fost descoperit pe podea într-o baltă de sânge. În urma accidentului, soțul a ajuns la spital în stare gravă și dacă scapă cu viață, riscă să-și petreacă restul zilelor după gratii. Este internat pe sediul de terapie intensivă, în urma intervenției chirurgicale la spitalul Zețean și în momentul de față este intubat și ventilat mecanic. Violența domestică crește exploziv de la un an la altul. În 2023, polițiștii au avut aproape 100.000 de astfel de cazuri.